Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori! Și înainte de toate vreau să vă spun la mulți ani. Și cadoul nostru de Moș Crăciun, acum, este o altă emisiune cu Niculina. Ce vreți mai frumos decât atât? Bine, bine te-am regăsit, bine, Niculina. Mulțumim că ne-ai îngăzduit din nou în căsuța ta, în centrul tău, Holisterapia, aici în Iași. Da. Și vrem să continuăm oarecum discuția de la ultima noastră întâlnire, chiar dacă acum vor fi un pic subiectele mai specifice pentru sfârșitul anului, pentru crearea unui nou an, pentru dorințe, pentru mai multe. Și apropo de faptul că discutam înainte de a intra noi în registrare, faptul că structura femeii este făcută să fie plăcută, feminină și într-un mod dulce, să spun, privirilor. Dar nu pentru ceilalți, numai decât, ci și pentru persoana în sine. Și vă spuneam că tu ești cu fustiță îmbrăcată și eu sunt în pantaloni. Ei, vreau să vă spun, dragi telespectatori, că totuși afară e iarnă și noi venim de la Piatra Neamț, așa că a fost mai comod să vin în pantaloni. Dar spune, tu mi-ai spus că e o problemă când femeia... Apropo de intenție, în momentul în care te-ai îmbrăcat mai masculin, cu pantaloni, cu sacou, cu așa, creierul începe să secrete testosteron. Adică intenția ta este să fii bărbată, să cari, să tragi și atunci nu trebuie fustă, da? Pe când trecem la fustă, creierul secrete estrogen și atunci ești mai plăcut, ești mai gingaș, ai mișcările mai fine. Că de ce noi suntem zbuciumate, cele care se poartă, femeile care poartă foarte mulți pantaloni, o să le observați, au o duritate în manifestări din acest motiv. De-aia fuge lumea de mine și spune că sunt agresivă, că sunt așa dură și din contra, eu chiar nu sunt. Tu dinăuntru nu ești, dar dacă creierul tău secretă mai mult testosteron decât îți trebuie, toate mișcările tale care sunt involuntare, nu le poți controla, arată lucrul ăsta. Da, apropo de chestia asta, astăvară când am ajuns la Constanța la un călugăr, mi-a zis, când m-a văzut, eram eu într-o pereche de pantaloni de vară, da. Iar pe deasupra aveam o rochie, cumva vaporoasă, un pic mai lungă, dar vaporoasă. Și părintele, supărat foc, că de ce nu am venit în fustă. Părinte, zic, nu sunt în pantaloni, zic, am ceva deasupra, dar e transparentă, zice. Și să-mi promiți un lucru, că n-ai să mai porți pantaloni, și să-mi promiți că... Și da, părinte, dar iarna la noi e fric, totuși sunt la Piatra Neamț, e rece, e munte, e... Să tragi întâi fusta pe tine și după aia n-ai decât pe dedesubt să iei câte perechi pantaloni vrei tu. Da. A fost tare drăgălaș, părintele. Da, gândește cum țărâncele noastre nu purtau pantaloni, da? Deci erau cămășoaile și dace și străbunile noastre dace. Tot cămășoaile alea lungi, care erau foarte lungi, copinci până pe aici. Și atunci, cum de nu era frig? Da, era funcție de creierul nou. Era și rezistența organismului, parcă puțin mai puternică. Așa este, dar cum activăm în creier, este rezistent. Îmi place linia ta, este grozavă. Da, să-mi spui cine ți-a făcut-o, că e foarte frumos. Am o cursantă care se străduiește să facă altceva, e inginer de ăsta cu poduri, cu drumuri. Așa. Și s-a apucat să creeze și ea ce-i place. Foarte frumos. Și face... Noi facem reclamă, haide să vorbim acum despre Cristul din noi, pentru că este nașterea lui Iisus. Da, este nașterea lui Iisus, care cumva mesajul pe care ni l-au transmis de atâția ani a fost să naștem, să renaștem copilul din noi. Noi, până pe la 6-7 ani, suntem conectați cu sinele divin în permanență. Și suntem ca niște copii ai lui Dumnezeu care nu avem noi gânduri, nu știm ce prea vrem, dar ce face copilul cât e mic? Se joacă tot timpul. Se bucură.
se bucură, de orice, se joacă și se bucură continuu. Mesajul pe care îl văd eu pentru Crăciun, asta este: trăziți copilul din voi. Și am făcut cu o prietenă niște cursuri de engleză, prin neuroștiință, altfel de engleză, și zice, anul ăsta ar fi interesant să dați voi copilului din voi să fie cum a fost. Și mi s-a părut o idee extraordinară. Și am să fac un brad mare aici, exact ca pentru un copil, ca suntem patru copii, eu și copiii, și ții cadou exact pentru copil din tine. Ți-l pui sub brad, dacă ești la mare, dar e bucuria aia de copil, pentru că am văzut la Sfântul Nicolae, cel mare a fost Moș Nicolae și a pus în toate cismile și în tot. Și au găsit și pentru Bogdana, erau o perechi cismuliții. Și am pus și acolo, nu mai știu ce a pus. Vreau să spun că Bogdana, când a ieșit afară, ca să o încălțăm, să ieșim afară, i-a văzut cismele. S-a așezat, de unde știa ea? Păga mâna, o scos, o uitat, nu-i întind să-i desfacem. Dar așa, pare un an, unde s-o prins ea, că trebuie să bagi mâna, să scoată. Apropo, ce intenția a fost transmisă, că moșul i-a pus să nu facă ce. Și așa și ca noi, dacă suntem și eu. Da, înțeleg, ce mai poți să-mi dai? După aia așa am avut o bucurie. Uite că am găsit ceva în păpuchie. E starea aia copilul interior, de fapt. Asta ne invită Crăciunul, să dăm drumul, să activăm copilul din interior, să ne bucurăm de toate aceste aranjamente, de toate creațiile din exterior pentru o bucurie interioară. Până la urmă, un brad cu tot felul de luminițe, ba să aprind, ba să închid, ba așez. Ornatul lui este un moment extraordinar de important, în care ești în contact cu tine, cu natura, pentru că bradul ăla e viu, adică eu nu pun decât brad viu, și să activezi copilul din interior. Și am zis, ce interesant e ca fiecare om, an de an, măcar 2-3 zile, când e prea jumătate cât Crăciunului, să stea cu copilul din el. Atunci știi ce, o să scăpăm și de problemele din mers la spitale, că mănâncă prea mult, și de alcoolici, pentru că copilul nu bea. Așa-i? Copilul nu mănâncă mai mult decât îi trebuie. Deci eu acum văd de la fiica mea asta, de un an, atâtea lucruri, ei le au nativ, le au intuitiv, le au înăuntru. Dacă nu-i mai trebuie, nu mai mănâncă. Poți să faci ce vrei. Sunt foarte selectivi. Dar știu foarte clar, exact. Iau tot ce e mai bun. Vrea aia așa și ce-i sănătos. Exact. Știți cum mănâncă brocoli, uite așa bani, mama. Cum mănâncă, îmi cere tot ce vede. Apropo de Bogdana, eu mai știu ceva ce nu știe foarte multă lume și aș vrea să te întreb un lucru. Pentru că ai spus de cizmulița că s-a așezat în gânduleț și a luat de acolo. Vreau să te întreb acum, pe altă parte. Este posibil ca memoria vieților anterioare să se reactiveze în anumite momente din viață? Bineînțeles, da. Înseamnă că știu și de unde. Da. Așa. Așa. Ok. Când în momentul în care ești în contact cu Cristul tău interior, îi oferi copilului tot ce e mai bun și mai frumos. Orice părinte face așa, e adevărat? Da. Ok. Atunci, în perioada când cel mai vă recomand să vă oferiți tot ce e mai bun și mai frumos pentru voi. Liniște, pace, bucurie, cadou, oricât ar fi, că nu vă trebuie neapărat un cadou, nu știu de care, o chestie mică, dar care să fie special pentru tine. Noi de asta am dus lipsă în perioada asta a noastră veche, adică știu de multe, aceste trăiri de a fi în prezent, de a fi ceva, cineva special, de a fi tu special. Pentru că fiecare dintre noi suntem speciali. De a te simți special. De a te simți special, da? Cei din jur n-au știut, ori n-au știut părinții, ori a fost educația, cultura noastră pe timpurile celelalte, în care nu se punea accent pe așa ceva, da? Trebuia să fim toți uniformi, toți la fel, în aceeași uniformă, nimic diferit. Și Moș Crăciun era Moș Geril. Moș Crăciun era Moș Geril, nu trebuiau să ai prea multe lucruri. Și atunci n-am fost învățat, ei, hai să trăim acum cu toții acel moment în care ești special tu cu tine în momentul ăsta, în aceste zile minunate. Și în momentul în care trezești Cristul interior, este ca și cum o regenerare a ființei tale, a corpului tău. Chiar poți să pui acolo, ca și cum pui la temelia unui copil sau la baza unui copil, niște vibrații foarte înalte, gânduri bune, vis-a-vis de tine. Deci ne întoarcem la noi, pentru că așa cum te vei comporta cu tine, te vei comporta cu toți ceilalți. Asta e foarte interesant.
Mulți oameni tot așteaptă să vină din afară să-ți aducă cineva ceva, iar tu să stai acolo închis în găoacea ta. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că dacă intenția ta este să stai închis, nimeni nu-ți va deschide poarta. Uh-huh. Da? Pentru că intenția ta asta e. Iar prin studiile de neuroștiință, cum noi citim prin neuroni oglind intenția celuilalt. De aceea sunt momente în care nici nu mai trebuie să deschizi gura. Deja știi ce-o gândit ăla. Mie mi se întâmplă acum foarte frecvent și sunt atât de fericită. Sună cineva, nu știu cine, că aud doar telefonul și zic că o suna cu tare, că vrea să mă întrebe cu tare. Ajung la telefon, fix persoana aia a sunat, fix aia mă întreabă. Telepatie. Funcționează. Nu e telepatie, conectare cerebrală mai mult decât atâta. În care ești în prezent. Da? Da. Apropo, mi-ai picat la mână fix. Așa. Ce înseamnă când te uiți la ceas și vezi minutul, ora și minutele sunt repetative? N-am întrebată, nu știu. Deci mi se întâmplă în ultimul timp de foarte des, de foarte... Înseamnă că ești în prezent, asta poate fi o explicație. Ești acolo. Sau te aduci acolo. Sau mă aduci acolo. Sau te aduci, pentru că în momentul în care vezi asta e șocant așa. Exact, asta mi se întâmplă. 12 și 12. Dacă tot ești și ești mai agitat, te aduci în prezent. Da, și acum ridic ochii în sus și zic mulțumesc, Doamne, ca să te mai aduci. Ca să aduci, da, exact. La fel mi se întâmpla și mi se întâmplă să știm dinainte ce urmează, sau un om, sau cu ce îmbrăcat și zic, wow, sunt picarea cea până, adică aici trebuia să fiu. Când vezi o persoană, știi că așa trebuia să fie îmbrăcată, sau așa trebuia să arate, sau la ora aia trebuia să ajungă niște lucruri pe care noi le citim prin neuronă oglindă. Mie mi se întâmplă altceva, o chestie foarte interesantă, mi s-a părut interesantă. Eu când mă duc la emisiune, nu discut cu persoanele care mă duc, cum sunt îmbrăcate, cum se îmbracă. N-am cum să-mi permit, pentru că sunt oameni care vin pentru prima oară, am de-a face cu ei. Și atunci constat cu uimire în momentul în care ne vedem că suntem îmbrăcați ca culoare. Și noi de atâtea ori am pățit chestia asta. Da. Și e un lucru nemaipomenit asta. Atunci, te faci, simți așa că faci parte dintr-o comunitate. Că ești în conexiune. Ești în conexiune, da. Acum, cred că asta e trendul, să fii conectat, să simți, să dai seama dinainte. Pentru că omenirea a ajuns la un nivel de evoluție extraordinar de mare. Uitându-mă la știință, numai asta îmi dau seama. Deci au ajuns în 20 de ani să spună lucruri care nu s-au spus 2000 de ani sau nu s-au știut. Bine, țăranii noștri le făceau intuitiv, dar le făceau intuitiv că nu își puneau prea multe întrebări. Dar pentru că nouă ni s-au dezvoltat foarte mult intelectul și cu atâta tehnologie, noi ne punem întrebări. Și dacă vine știința și ne arată, este fantastic. E normal până la urmă. Gândiți-vă, stimați spectatori, că noi trăim pe planeta Pământ. Suntem legați unii de alții, nu numai prin faptul că respirăm același aer, nu numai prin faptul că eu sunt cu Niculina acum în fața camerei de luat vederi, în spatele camerei de luat vederi este Marian care ne filmează. Gândiți-vă că suntem practic un angrenaj în care rotițele merg una câte una îmbinate în așa fel încât să putem trăi cu toții. Este foarte adevărat că dacă cineva dintre noi pleacă și pleacă în altă dimensiune, nu se oprește nici timpul și nici activitatea Pământului în loc. Dar acea persoană și-a terminat treaba pe Pământ și atunci, automat, vine altcineva și ia locul și îi preia din activități. Și atunci vorbeam rândul trecut cu Niculina în cealaltă emisiune, că trăim cu toții, suntem cu toții aici pe acest Pământ și avem datoria morală și nu numai, și spirituală universală. Și universală, să ne respectăm și să ne iubim unii pe alții, să ne dăruim unii altora iubire. Doar atunci realizăm că... Ideea e următoarea, Gina, că noi dacă ne respectăm pe noi și ne iubim pe noi, sigur să putem face asta și cu cel din afară. Categoric. Eu cred că aici ar trebui omul să lucreze. Nu că s-o obligați să-l iubesc pe ăla, nu mă iubesc pe mine, e clar că Lola o să-i ofer ceea ce mă ofer și mie. Păi Iisus spunea, iubiți-vă, exact. Iubiți-vă aproapele ca pe tine voi însăți. Deci la ce se referă la asta? Da. Dacă intenția ta este, dacă tot iubești, intenția ta evidentă și fără nicio gândire, adică vine dinăuntru, din sine, este să iubești pe toți ceilalți. Dacă tu te respecti, vei face lucrul ăsta cu toată lumea.
Deci asta e o lege a firei implementată la nivel de potențial cuantic, la nivel de genă. De, e o lege. Și dacă îi spuneam exact. Obligație, eu am spus altfel, da, obligație morală și obligație... Da, e o lege a firei, care, dar trebuie să conții tu înăuntru ca să poți scoate afară. Dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta cu fiecare din noi, Nicurina? Ar dispărea boala, suferința, neiubirea, tot pe ce pământ minunat am trăit noi și cât de frumos ar fi de totul fapt, în jurul nostru. Asta este menirea noastră, planeta Pământ, să trăim așa, în iubire, în bucurie, în pace și să creiem că noi de-aia am venit aici, om, nu am venit numai să supraviețuim, să avem ce mânca și să mergem la serviciu, noi am venit să creiem fiecare gând pe care îl emitem, fiecare cuvânt pe care îl scoatem, e o creație. Și o creație care într-un exact. Timp, într-un timp mai scurt sau mai lung, se va materializa. Sigur că da. Și dacă e pozitiv, și se va materializa pozitiv. Da, dacă e negativ, nu, se va transforma exact. În ceva negativ. Ceea ce e foarte interesant este că toate creațiile astea se vor întoarce la Creator. Da, păi și alea întrebarea... pozitiv și alea negative. La 50 de ani spui întrebarea de ce trăiesc aia. Păi pentru că în trecut ți-ai dorit să trăiești asta. Și mie mi se întâmplă, chiar mi se întâmplă. Și eu le spun și la cursanți. În prima fază la cursurile astea ale mele, vin așa tăvăluc din trecut tot felul de lucruri. Zic, data le-ați gândit? Da, acum nu mai vreau. Ok, ridică-ți frecvența și n-ai să le mai ai. Dar să vezi cum treci pe lângă ele, adică nu o să te mai atingă. Dar asta nu înseamnă că nu se întorc la tine, la Creator. Nu te mai ating pentru că tu ți-ai ridicat frecvența și privește-te așa sau privește altfel lucrurile. Corect. Dar pentru asta trebuie să fii cu tine. Mi-aduc aminte că spunea la un moment dat, spuneam dimineața trecută că am făcut cu Vasile pe un curs. Și spunea, te doare ceva, iubește-ți acea suferință și durere, e creația ta, tu ai creat boala acolo. Zic, cum, Doamne, iartă-mă să-mi spun eu că mă doare piciorul și să spun că eu te-am creat. Cum să-mi creezi eu durerea mea, Maria, râde de nu mai poate. Ai creat. Păi, eu zic, nu, că, exact, n-ai de unde, nu-ți dai seama. Prin prea multă muncă, prea multă povară. Dai mulțumit odată picioarelor câți kilometri te duce și câți te-a dus. Nu, acum am mașină, nu mai mă interesează, dar ia câtă durerea persistă pentru că nu-i dau iubirea necesară. Sau o căzătură când v-am picat. De acolo s-a declanșat, da, căzătura a fost. Căzătura. Dar și aia a fost undeva, că picajul ăla din m-a dus căzătura ca să... Căzătura a fost tot ca urmarea unor emisii, evident. Gândul și evident vorba ta să te aducă în prezent aici și acum te-a scuturat ca să vezi ceva. Acea scuturătură de câte ori cal pe picior mi-a aduc aminte că am căzut acolo, deci mi-aduc aminte de ceva, parcă ar avea o datorie și avea o datorie față de momentul ăla și se întâmplă viața fiecărui om. Sau, astăzi mergeam, veneam încoace și mi-am sucit piciorul. Mergând am călcat pe ceva, zic, de ce? Pentru că am o vorbă pe care eu este bine să nu mai spun. Și de câte ori îmi vine să spun acea vorbă, mă atenționează, da, și acum iar mi s-a sucit piciorul și am zis, gata, nu mai spun acea vorbă. Văzut? E așa ne autocorectăm. Pentru că altfel nu ne dăm seama că ne face bine sau ne face rău creația de-a noastră. Asta înseamnă să creăm. Și vorba ta, la un moment dat, dacă stai un pic acum și mai stai un pic mai târziu și cum am pățit eu, dacă ai spus, ești atent, dacă ai spus o chestie și știi că acea chestie poate să-ți facă rău, da. Cum mi-am zis, mi-am sucit eu piciorul, dom'le, nu mai spun când vreau să o spun, mă opresc, că tot eu sufăr. Exact. Și asta dacă am face-o în fiecare moment, vorba ta... În câteva zile ai scăpat, că asta e ca o dependență, știi, o rețea creată, o vorbă care s-o poate 20 de ani, știi, o rețea creată. Ca să ieși din ea, tu trebuie să fii atent și să nu mai spui. Exact. Să tai și să bagi flori, da? Taie și bagă flori, corect. Câte flori avem? Pentru că îmi spunea o cursantă că zici, așa de frumos ai spus, taie și bagă flori și pe aia mi-am dat seama că dacă nu bagi flori, azi ai gunoi. Tot așa da seama, știi? Că eu venit chestia asta, dacă nu bagi flori, azi ai gunoi. Că într-adevăr, creațiile destructive pe care le alimentezi, asta îți aduc. Da, eu mai am de lucrat încă cu ceva și vreau să te întreb, poate ca mine sunt mulți. Și prin ceea ce te întreb eu acum vom ajuta alți oameni. Am o chestie când merg în trafic, am senzația că mi se întâmplă mereu un accident. Nu știu și nu pot să spun stop, îmi spun stop de fiecare dată când îmi vine în minte și totuși persistă. Cine din jurul tău, o persoană semnificativă, este frică de accidente? Care e persoana? Din jurul meu? Da. Domnul Marian Miron, care... Atenție! Deci nu se poate merge cu el. Asta este. În momentul în care persoana e semnificativă și ai o relație de suflet și mereu spune, ți intră ție ca un program în cap, da? Și începi să-l rulezi tu. Și să se pare ție că ți se întâmplă.
Da? Deci eu n-am exagerat cu nimic când am văzut, așa face Marian. Și nu joacă teatru, el e actor, dar nu joacă teatru. Deci are o frică în el și o transmite mie și zic, Marian, n-am, chiar așa se întâmplă. Nu intenționez să intru cu botul mașinii mele în spatele mașinii. Stai liniște, nu intenționez să o calc pe doamna, că n-am de ce să o calc pe cei pe toți. De tot, crede-mă că așa facă, e instinctiv. Zic, oprește-ți instinctul. Da, și mereu asta se întâmplă. De obicei, când o persoană semnificativă spune mereu, începe să-ți intră, știi, și ca și cum faci parte din tine, dar nu e ta. E chestie preluată, da? Tot la fel o ștergi. Îi spui, aleg linia de potențial în care Marian alege să fie liniștit. Și să nu-i mai fi frică, da? Da, și gata. Marian și l-ai salvat cu Marian și l-ai salvat și tine, gata? Marian să-și aleagă linia de destin și să-și scoată din cap toate chestiile astea. Tu trebuie să-i spui, aleg linia de destin în care Marian este liniștit și nu-i mai este frică. Mă gândesc cu groază când și-o lua Marian carnetul, ce o să fac? Probabil că nici nu o să-și ia, dacă nu e în altă ce... Că de-aia nu... De-aia nu are intenția asta, da? Da. Noi, deci asta se întâmplă și asta se întâmplă la mulți. Chiar ieri vorbeam cu cursantă că s-o trezit că vorbește mereu. Mereu îi venea sau eu sau alte, îi venea în cap dacă o să mor, dacă fac cancer, dacă aia. Și la un moment dat zic, tu, de unde vin mie chestiile astea cu cancer, cu așa? Că eu femeie destul de echilibrată. Și vorbim cu cineva la telefon, cu maica, mama zice, bă, ea zice, păi nu știu ce îmi vin gândurile astea, din unde e Dumnezeu? Păi tu ai uitat că cumnata mereu spune că o să facă cancer, știi? Și ea a intrat în rezonanță cu ea și a preluat... Da, nu e... Și atunci când cumnata începe să spună că faci cancer, spune stop, stai, nu mă interesează. Dacă ai să ai chiar să faci, faci, dar nu mă mai interesează bine. Adică se oprește acea vociferație din cap. La mine m-am gândit și am vrut să te întreb dacă nu o fi poate și ăsta un motiv. Nu, la accidentul care l-a avut soțul meu și probabil că în subconștientul meu acel șoc se... S-ar putea ca persoana care acum este frică în preajma ta să activeze și la tine ceva. Da. Dar tu nu erai în mașină. Nu. Nu. Dacă nu erai, n-ar legătură cu tine. Da. Bun, să trecem mai departe. Deci e Crăciunul, trecem peste. Crăciunul cu bucurie, cu, nu neapărat cu multă mâncare, ci cu multă contemplare. Contemplarea e o stare în care stai și te observi tine, observi ce creație ai făcut, te minunezi, te bucuri, mulțumești Universul, mulțumești Cerul, mulțumești oamenilor din jurul tău. Este un moment în care spui, uite câte lucruri minunate am putut să fac, uite că am dat voie Cristului din mine să manifeste, pentru toate creațiile astea constructive, Dumnezeu le-a făcut prin noi, evident. Spunea foarte frumos cineva că noi suntem martori îngăduiți la lucrarea Domnului. Foarte frumos. Da. Așa este. Și atunci te fericit. Uite, bă, mă fericit că am îngăduit la Dumnezeu să lucreze prin mine să fac asta. Asta nu e o formă de orgoliu sau de aruganță. Din contra, e o chestie de apreciere. Și pe mine mă emoționează de câte ori mă gândesc că pot să ajut pe altcineva, că am făcut ce am făcut în anul trecut până anul ăsta, da. Ce am realizat pentru mine, pentru alții, mă apucă o emoție așa, o bucurie și o emoție chiar până la lacrimi. Da. Și da, nu pot decât să spun, Doamne, mulțumesc. Da, exact. Și asta e starea de contemplare. Contempli ce ai făcut, vezi unde mai e de lucru și zici, ok. Acum trecem la partea a doua, ne creăm anul, că tot mai suntem în preajmă, urmează, da? Vă luați agenduță frumos. Păi și pe prima pagină începi să scrieți cu liniuță ce vreți să împliniți în anul 2016, da? Și scriu, vreau aia, vreau să fac aia, vreau să fiu liniștită, vreau sănătate, vreau... Adică nu puneți numai lucruri materiale, puneți și intrați la alte stări pe care vreți să fi căpătați. Iar după ce le-ați scris, scrieți așa este și așa să fie și semnați, da? Pentru că e ca un proiect pe care l-a arătat Universului și după ce l-ați semnat, semnătura aia devine ca o amprentă magnetică și lucrurile alea așa se întâmplă. Eu fac această practică, cred că din 2007, am destui ani, și de fiecare dată se împlinește cam tot ce am scris până la jumătatea anului. Am o prietenă care am trecut și-a pus 30 de puncte și s-au împlinit toate ultima cu două săptămâni când a luat un mare premiu și a devenit celebră. Da, chiar asta și-o pus. Vreau să fiu celebră. Și-o fost celebră. Frumos. Da, deci nu s-au gândit, atunci n-avea niciun plan, nicio idee și a ajuns chestia asta. Dar Universul lucrează. Bineînțeles, pentru că intenția ta este asta. Iar când o scrii, intenția este, nu știu cum să vă spun, e ca și cum ai băgat-o în tine.
La cursuri sunt întrebată, nu-i dați cursul litografia, nu? Zic că știți ce se întâmplă? Cursul litografia puteți găsi peste tot. Dar ce scrieți voi cu mânuța voastră, intră în sufletul vostru. E o diferență atât de mare în momentul în care scrii ceva. Auzi, în creier se întâmplă ceva, tu integrezi și scrii. Când ai scris, e ca și cum ai zis, da, domnule, așa este. Adică rămâne undeva. Când doar ai citit, eu și acum am citit cărțile, eu tot timpul am notiții, eu am agende peste agende care iau notiții. Tot ce am scris acolo și mi s-a părut valoros, eu scriu cu mânuța mea încă o dată. Pentru că am impresia că intră în fiecare celulă. E o altă tehnică de a vă crea realitatea. Ce vi se pare extraordinar și vă uimește, cum am citit acum la niște maestri, că corpul ăsta nostru fizic este un instrument extraordinar și să avem atât de multă grijă de el. Pentru că e singurul instrument prin care noi ne putem manifesta măreția spiritului. Ce frumos e când te gândești așa. Deci măreția spiritului nostru, care o bucățică din divinitate, trebuie să manifeste prin ceva. Și acel ceva este corpul tău. Nu mai îți vine să vă ajung de el. Începi să-i dai de mâncare la timp, începi să-i dai alimentele necesare, începi să-i oferi confortul necesar. Cum spunea un domn care studiază vulnerabilitatea și rușinea, zice, eu eram, au făcut un studiu, oamenii care trăiesc din toată inima, apropo, da? Trăiesc din toată inima sau nu? Și te întreb. Și am făcut două liste. Cei care trăiesc din toată inima și cei care nu. Și ea se încadra, ea care zicea că e fericită, în aia care nu trăiau din toată inima. Adică dormea 4 ore pe noapte, că trebuia să facă nu știu câte. Răspundea la 1000 de mail-uri. Se chinuia singură. Făcea foarte multe, apropo de ei. Și și-a dat seama că nu ajută pe nimeni dacă ea doarme doar 4 ore pe noapte. Mai are și 2 copii acasă, mai are și nu știu ce cercetări de făcut. Ea să dorme ale 8 ore, că dacă dormea mai mult, începea să se simtă vinovată, că la asta au ajuns să cerceteze. Știți, apropo de dacă stăteau un pic mai mult la masă, simțeai vinovat, că nu mai făcut nu știu ce pentru nu știu cine. Noi avem băgată în noi chestia asta. Noi de aia nu ne putem bucura de ceea ce facem și nu suntem în pace cu noi. Mereu te simți vinovat. Mai de mine, dar au trecut timpul. Mi trebuie jumătate de ori la masă. Vreau să întreb cineva că cine stă jumătate de ori la masă. Nu, chiar nu. Păi sigur că nu. Da, atât e nevoie de corp ca să integrăm, să mestecăm, dar noi rămâne, fug, pa, pa, pa și a plecat. Ei, când să digeri corpul ăsta dacă tu nu-i dai cum trebuie? Când să-și ia toate elementele și să nu pună grăsime? Pentru că noi de ce ne îngrășăm? Că nu mestecăm, noi trebuie să mestecăm de 30 de ori în bucătura ca să preluăm, că noi preluăm din mâncare din, deja din cavitatea bucală, nu? Ce ajunge în stomac deja nu mă mai interesează. Corpul fizic nu mă mai interesează. Dar da? Ce ai spus de 30 de ori, eu poate că de 3-4 ori maxim. Ai văzut? Deci vezi diferența? Da. Apropo de atenție la corpul fizic, noi nu avem timp de noi, noi nu avem timp să ne prețuim și apoi ne trezim că o trecut viață pe lume. Dacă știam eu, nu contează dacă știai la 20 de ani sau la 60. Ce bine când l-ai aflat. Aplică-le acum. Sigur. Că e foarte important. Deci corpul ăsta fizic, și când am citit chestia asta, am scris-o și am subliniat nu știu câte ori, ca să ne intre foarte bine în cap. Că, într-adevăr, ne-a înzestrat Universul și Dumnezeu cu un corp magnific, cu un creier fabulos, iar noi nici nu trăim. Noi nu trăim. Avem senzația că ni se cuvine totul și că este firesc totul. Da, este firesc să vină, numai că noi nu respectăm firescul ăsta. N-avem grijă. Și dacă eu nu deschid gura sau îmi pun la nas, nu mai pot respira și s-a terminat cu tine, nu? Da. Ok, dacă nu mănânci cum am făcut eu toată viața, n-am mâncat dimineața, că eu țin post până la 12, un program care nu mi-a făcut bine, și m-am trezit că mi-am dat peste cap metabolismul, pentru că corpul meu, din cauza că nu-i dădeam dimineața să mănânce, lua zahăr din ficat și din rănici și te trezești după atât. Și uite așa am făcut eu diabet. Și uite așa faci diabet, da? Exact același lucru fac și eu, dar de o viață. De o viață. Și la fel asta. Deci noroc de doctorița aia care mă trezim că doamnă, mâncare la ora 8 cel târziu. Și îmi spunea ce am făcut. Noi la 6:30 mâncăm și mi-am aminte. Mă, tata mi-a mâncat ciorbă cu ceapă dimineața la 5 sau la 6 când pleca la treabă. Și spune că cea mai importantă masă aia dimineața. Apoi eu dacă nu mâncam până la 6-7, eu eram postitoare sau până la 12. Nu înseamnă că nu ții post. Numai că unele sunt exagerate. Mi s-au indus să fie exagerate, pentru că na, asta este. Dar atâta timp cât tu ești cu tine, cu divinitatea,
poți să faci un sacrificiu, dar nu-i trebuie lui Dumnezeu sacrificiu tău, că ai zis, nu poți. Până la 12 și n-ai mâncat și rinichii tăi nu au avut de unde să-și ia. Deci e atât de important corpul ăsta, e un mecanism atât de bine pus la punct. Dar trebuie să-i oferi nutrienții necesari pentru a funcționa. Da. Că apoi ne trezim că suntem bolnavi. De la asta e. Așa este, doar că până te obișnuiești să faci un lucru cum toată viața mea l-am nu făcut nimic, așa dimineața, cafeaua la prima oră, nu, efectiv nu intră mâncarea în. Eu nu beau cafea, dar gata, am început să mănânc de 3 săptămâni și deja azi dimineața m-am trezit cu dorința de fapt. Deci am 3 săptămâni în care mâncam că trebuia să mănânc. Ei, e bine de programul. Deci 3 săptămâni ești conștient, bați programul nou și gata, schimbi orice, orice comportament destructiv sau orice... Învăț are și dezvăț. Normal, îl scot tot așa cum a intrat. Acum, asta este. Lucruri importante pentru telespectatori vis-a-vis de crearea anului următor. Așa, deci asta am zis. Vă faceți pe hârtie ce vă doriți ca dorinții, scrieți așa este și așa să fie, semnați și gata. Ai agenda voastră de lucru. Eu recomand la toți oamenii să aibă o agendă în care ei să-și scrie acolo păsurilor, întrebările lor, pentru că numai când ai scris o întrebare, apare și răspunsul imediat. Altă tehnică, foarte interesantă. O agenduță așa pe care o să o aveți în poșetă, doamnelor. Ați vine o idee, scrie acolo pe agenda. Bine ai spus, doamnelor, că domnii s-ar putea să scrie și altceva pe acolo și să o vadă soțiile după aia. Nu, toată lumea, dar zic la doamne că ele sigur au poșete, nu toți domnii au din astea după ei. Agenda aia de lucru. Eu, în agenda mea de lucru, pe prima pagină tot timpul sunt proiectele pe anul viitor și după aia toate ideile care vin, tot ce vreau să fac și așa mai departe. Întrebare. Da. Ce facem cu... Ai spus că în agenda respectivă poți să treci și lucrurile pozitive și lucrurile mai puțin pozitive sau negative. Nu, care... nu am spus să le treci. Nu, alea, adică problemele deci, care le avem. Nu probleme. Ne-am spus să treceți păsul vostru. Mă, vreau aia și așa. Nu reușesc. Aia e păsul tău. Da. Nu probleme. Deci evitați să treceți problemele voastre, să evitați să treceți supărările voastre. Asta vreau să zic. Ce facem cu astea? Nu le trecem. Nu le trecem, nu le scriem nicăieri. Dar le scrii, tu le-ai implementat în tine și se vor împlini din nou. Uh-huh. Da? Le scrii numai lucrurile bune. Eu le recomand la toți oamenii și la cursanții de la seara înainte cu care 5 minute, stai cu tine. Ce am făcut azi? Am făcut asta, 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 ai făcut lucruri minunate. Că ei vin și spun, dar nu mi s-a întâmplat nimica. Și zic, ia să ne uităm pe agenda cât ți s-a întâmplat. În fiecare zi ne se întâmplă lucruri miraculoase. Nu le dăm importanță. Nu le dăm importanță. Uite, ai trecut strada și te-ai întâlnit cineva cu care te gândeai să-l vezi nu știu când. Sau lucruri de genul ăsta. Sunt lucruri importante, mi s-a întâmplat azi, asta e un miracol, că nu aveam cum să-l aduc în viața mea. Nu? Da, corect. Deci, și lucrul ăsta e o tehnică care vă ajută să fiți în contact cu voi. Să nu mai căutați în exterior. E adevărat, nu mai ducem la cineva să ne îndrume. Când eu am făcut și chiar n-am reușit, atunci mă duc undeva să mă îndrume. Dar întâi să fac eu. Uh-huh. Nu căutați pe cineva să vă facă în locul vostru, că nu vă face nimeni, decât vă pierdeți și voi timpul și persoana aia. Timpul și energia, că sunt unele lucruri care nu poți face decât la un anumit moment. S-ar putea după să nu mai ai timp să faci, da? Corect. Și de aceea e bine să fii cu tine. Iar această agenda de lucru, îți notezi acolo. Am făcut asta sau întrebările. Vreau să fac asta, oare cum să fac? Și lași întrebarea acolo. Vreau să spun că îl citești a doua oară, ți-o vine și răspunsul. Este fantastic agenda de lucru. Cum ne pregătim anul? Pe lângă chestiile astea care le scriem, vă recomand pe data de 31, atunci, la 12 noaptea, lumea serbează cu un pahar de șampanie, fie înainte, fie după, face o rugăciune de asta de mulțumire către univers și face o rugăciune de mulțumire ca și cum toate lucrurile alea sunt deja împlinite. Da? Pentru cunoscători, faceți un focus pentru proiecte împlinite. Da? Pentru proiecte legate a împlinite. Eu am luat anul trecut. Înainte, chiar în noaptea de Revelion, ne-am dus și am petrecut Revelionul în centrul orașului Piatra Neamț, unde, evident, foc de artificii cu toată frumusețea sărbătorilor și am făcut semnul, evident, planul cu punctulețele. Și ce crezi?
Ce să vedeți, dragi telespectatori, mi-am luat foița cu mine și când am ajuns acolo înainte de ora 12, ce citeam de mama? Ce vă citești? Păi foarte bine. Și ce am făcut și mama, dar ce faci dacă? Ies cu mare, fac o rugăciune. Zic că toată lumea, wow, wow, și eu mă citeam acolo când s-a ajuns, așa să fie. Așa că și s-au împlinit ele. Parte din ele, da, s-au împlinit. Asta vreau să spun, că Dumnezeu lucrează în așa o manieră încât de multe ori noi spunem, Doamne, de ce nu-mi dai ce-ți cer eu? Nu, nu. Doamne, Doamne, zice, știe El că ai tu nevoie. Îți povesteam de foarte mult timp că mi-am cerut și mi-am dorit căsuța aceea de lemn. Da. Nu, am primit o garsonieră. Deci Dumnezeu îți dă așa cum știe El că ai tu nevoie, da, ceea da, ce vrei exact, tu. Că mă întreabă foarte mult, când cu căsuța? Da, zic, da, anul ăsta am primit, dar am primit garsoniera, n-am primit. Da, da, da. Deci este felul în care Universul îți răspunde când Dumnezeu îți împlinește rugăciunile sub o altă formă decât ceea ce ți-o dorești tu. Adică sub forma care ți-e cea mai potrivit. Pentru binele tău cel mai înalt. Exact, da. Așa este și am realizat, mulțumesc lui Dumnezeu, am realizat lucruri minunate. Poate că cel mai important lucru acum este sănătatea, pe care mă voi focusa anul următor. Activez zona din creier în care piciorul este perfect sănătos ca înainte de căzător, deci acum da. Nu trebuie să te duci. Da? Da. Și pentru că sunt mulți oameni cu probleme de sănătate, sunt mulți oameni cu care nu au putere financiară să meargă să caute la medici. Tot au mintea lor. Da. Au mintea pentru asta lor. Te rog să mai aduci, dacă mai noutăți, că nu ne-am văzut. Da, acum vreau să vă spun ceva legat de tot de anul viitor, dar nu numai. Și atunci, seara, puteți să vă spuneți următoarea afirmație. Aleg linia de potențial sau de destin, în care, în anul care vine, trăiesc binele cel mai înalt al vieții. Da? Că deja intenția ta este să trăiești binele cel mai înalt al vieții. De până în momentul ăla, la anul viitor îi spui la fel și o să crească partea aceasta. Am descoperit asta apropo de adolescenți. Că adolescenții sunt ei cum sunt, știți? Și părinții tot timpul au temeri să nu fumeze, nu știu ce, să nu ia droguri, să nu aia, să nu aia. Chiar dacă copiii nu intenția asta sau nu se duc spre așa ceva. Și atunci am recomandat părinților să spun afirmația asta. Aleg linia de potențial în care putăresc cu X, băiețelul sau fata, adolescentul alege să trăiască binele cel mai înalt al vieții. Vreau să vă spun că spuneți chestia asta de 3 ore în fiecare dimineață pentru adolescenții vostri, mai ales pentru adolescenți, că ei sunt mai vulnerabili. Și vreau să spun că se vor comporta sau vor avea niște manifestări care o să vă surprindă foarte tare. Și e ca și cum nu mai sunteți controlori așa pe ei. Stai să văd ce faci, să-i cauți. Tu ești convins, să ai credința că el va alege să trăiască bine cel mai înalt pentru el în viață, în momentul ăsta. Deci eu am văzut schimbări spectaculoase și la copilul meu și mulți alți cursanți care au plecat pentru copiii lor. Pur și simplu, deodată, s-a apucă, face la școală, face acolo, e interesant de aia, ceea ce nu era. Pentru că tu ai ales potențialul ăla, iar prin iubirea ta, el transmis lui, că tu asta faci când îi alegi ceva, el se ridică pe frecvența respectivă și accesează. Iar da, lucruri deosebite de specificat în emisiunea de astăzi. E foarte important ceea ce ai spus, această afirmație, și am să te rog să o mai repeți încă o dată, ca, mai rar, ca să o poată telespectatorul să o și scrie. Deci, aleg linia de potențial sau destin, același da. În care X, dacă faceți pentru copii, soț, soții, alege să trăiască binele cel mai înalt al vieții. Al vieții lui. Al vieții lui, evident. Da, da. Și atunci, din start, el își va alege să trăiască, va lua niște decizii, niște... spre binele lui. E exact ca și cum l-ai pus în mâna lui Dumnezeu, așa, nu știu cum. Normal, așa ar trebui să facem de start. Eu am mai spus și am spus, copiii nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu, să veniți la noi ca să îndrumăm o anumită etapă din viață. Și spui, e ca și cum ai zis, Doamne, ocupă-te de el, tu știi cel mai bine cum. Și așa este. Că semnul divin care contact cu toată lumea, știi foarte bine ce e de făcut. Dar dacă tu ca părinte ai transmis această intenție și nu mai ții sub teroare, vezi ce faci, unde te duci, când vii, asta e o teroare pentru tineri. Deci noi părinții nu ne dăm seama, pune-te în locul lui. Și vezi că... Păi ce am fost? Am fost. Și
tot deci, așa putea ști. Da, bineînțeles. Și, și era la rând tot un așa? Stres, sigur, că sigur, asta ai învățat. Da, deci era un stres continuu. Ei, și acum este stresul părintelui. Da, eu am schimbat asta din start cu copiii mei, pentru că mi-am dat seama cât de mult te afectează controlul ăsta excesiv, pentru că asta e, de fapt, o lipsă de încredere în el. E lipsă de încredere. Am spus la tatăl meu, dacă baza le-ați spus-o bine în primii 7 ani de acasă, au văzut că ați fost ok, că v-ați comportat frumos, că n-ați mințit, că n-ați furat, că n-ați făcut toate lucrurile alea, el are baza bună, aveți încredere că va lua decizia care trebuie. Dacă el în mica copilărie a avut tot felul de suferințe de asta, normal că e un pic mai vulnerabil. Dar legând linia asta de potențial în care el să pățească asta, nu mai pățește, pur și simplu el alege ce să facă ca să fie bine. Nu va mai alege suferința, nu va mai alege frustrarea, supărarea, iar voi cu încredere, în momentul în care dai încredere, copilul își are și va porni acea încredere, să-i dea tot ce mai bun din el afară, spune-o spre ceilalți. Da? Da, da. Asta e. Asta înseamnă multă încredere în tine. În dacă ai în tine, multă... vei avea și în copilul din față. Da, stau și mă gândesc dacă, toate că copilul meu are o vârstă, nu mai e copil. E, da, și tot te gândești cu îngrijorarea. Cu chestia asta și nu mai ești îngrijorat. Da. Asta este un al doilea punct pe care l-am atins foarte, foarte bine. Să nu uităm de primul punct care l-am discutat, apropo de femei, să ne îmbrăcăm în fuste pentru că devenim... ne masculinizăm nu este bine nici pentru noi, nici pentru cei de jurul nostru. Da, cercetam, mă gândeam într-o zi la acest curent al feminismului, că a făcut foarte mult rău, aș putea spune. A separat femeia de ea. Înțelegeți? Da. Feminismul propagă că femeia e egală cu bărbatul și așa, dar de ce să fie egal cu bărbatul? De ce trebuie să fii în comparație cu cineva? Când tu ești femeie. Da, doar că, știi, hai să ne uităm în jurul nostru și să vedem câte femei sunt singure și câți bărbați sunt singuri. Hai să vedem câte femei se descurcă fără bărbați și câți bărbați se descurcă fără femei. Și hai să vezi că balanța se înclină foarte mult. Știu, drăguță, dar tu știi de ce așa? Pentru că în momentul în care te-ai născut într-un trup de femei, energia vieții este înstată în sigilul 4. De-aia femeia poate să facă copil și bărbatul nu. Femeia poate să manifeste iubire divină, femeia se poate descurca oricând și oricând. Pentru că ea a fost cu energia până în sigiliul 3, cum e bărbatul. Percepi? Da. Asta e motivul. Dar ce avem noi de făcut este să integrăm cele două principii. Pentru că și principiul masculin are rolul lui și principiul feminin are rolul său. Păi dacă bărbatul e vânător, el are chestia asta în genul, el mereu trebuie să vâneze. Și atunci dacă tu faci absolut tot, ce va face el după aia? Mă lua pe telecomandă sau lași pe cu băieții. Cine-i cei care îi împing să facă asta? Tot noi femeile, pentru că noi am preluat prea mult din responsabilitățile bărbaților. Am venit tot de pe la curs la București, că am avut o emisiune, nu știu unde cred, la Iași, cu principiul masculin și feminin și am spus că femeia trebuie să facă aia, rolul femeii ăsta și rolul bărbatului este ăsta. Și azi, eu sunt aici la curs pentru că m-ați enervat în emisiunea aia. Da, ok, ia spune-mi, de ce te-ai enervat? Cum adică femeia trebuie să facă? Și el ce să facă? El să facă treaba lui. Păi care-i treaba lui? Păi hai să vedem, ce faci tu acasă? Ea făcea și treburile ei și al bărbatului și al masa și al tasul. Păi zic, normal că te-ai enervat. Pentru că tu nu mai ai timp să-ți faci de fapt treburile de femeie. Da, n-am privit așa. Adică ea s-a supărat că femeile trebuiau să facă toate și bărbații nimic. Nu, dragă. Bărbatul ar de făcut treaba lui, iar femeia treaba ei. Zic foarte bine că te-a dus la un curs, că e clar că ai schimbat ceva în tine. Și ei au aflat că, de fapt, ea preluase, făcea și treburile ei, și al bărbatului, și al copilului. Și nu mai ai timp, evident că ești super solicitat, super obosit, nu mai ai timp. Eu le spun la toate femeile, când pleacă bărbatul vostru de acasă, trebuie să-i dați o binecuvântare, care înseamnă o îmbrățișare, un pupat, o ceva. Și îmi spunea, era cursantă că... După ce ea ne-a spus la modulul 2 că vorbim despre relații și despre bărbați, femei, zice, m-am dus acasă și am început să-l îmbrățișez pe soțul meu, să-l pup și am zis, dar ce te-a apucat? Așa ne-a învățat Niculina la curs. Zic, fai săracu om, dacă te explic așa te-a învățat Niculina la curs. Asta trebuie să vină din sine. Da, dar eu îmi doream până acum, dar mă gândeam să nu-l supăr, să nu deranjez
Dar mă, te-am băgat puțin la mine, dar zic ok, bine. Și ei au început să-i placă, acum ai văzut, au început să-i placă, că nici lor nu le displace, că și au nevoie de afectivitate, da, reții, de reții, și noi avem. Că de-aia ne-am întâlnit două sexe diferite, ca fiecare să manifestă diferit, dar avem nevoie de celălalt. Și să dăruiască, da? Celălalt. Exact, să dăruiască diferit, dar noi ce facem? Creierul de femei vrea ca bărbatul să se comporte cum ne comportăm noi. Nu se poate, femei, dragi. Așa e este. Altfel creierul structurat. Noi îl avem altfel structurat. Dar atenție, asta nu înseamnă că suntem două vase, unul plin și unul gol și nu, cel nu. Plin trebuie să-l umple pe la gol. Suntem două vase pline. Exact. Ne adunăm două vase pline și fiecare își creează realitatea. Noi ne adunăm să ne susținem, nu unul singur la celălalt. Să golească da. Un vas pentru celălalt exact. Să fie plin. Pe e nu. Mare diferență și așa așteptările este. Aici dispar. Așa e, dar la ce să ai așteptări? Că tu ești cu tine, ești cu celălalt, să vă împliniți, să vă bucurați, să vă... Până să ajungi la o asemenea evoluție spirituală, încă să înțelegi că jumătatea ta este de fapt chiar jumătatea ta, nu niciun caz să ai așteptări ca să-ți umbli și să-ți facă tot ceea ce ai tu nevoie, până să ajungi acolo e mult de muncă, într-adevăr. Dar nu, dar nu e imposibil. Nu e imposibil. Dacă sunt oameni, trăiesc asta. Și, da, și nu să muncească numai unul. E exact. Necesară munca de relație se întreține. Degeaba unul face tot și unul nu face nimic, pentru că acolo se rupe de el. Nu este. N-ai cum. N-ai cum. Așa este. Am cunoscut o familie venită din Franța zilele trecute, acum să zic o lună de zile, extraordinară. Vreau să spun că vă voi aduce în emisiune pe doamna, este nemaipomenită pentru că a trăit, și-a schimbat și a trăit totul singură, deci n-a citit, n-a avut cursuri, că în Franța nu sunt aceleași, nu este aceeași deschidere ca la noi, e cu totul altceva. Și atunci, într-un moment crucial al vieții ei, a spus, Doamne, ori. Deci în momentul a strigătului respectiv a fost și momentul schimbării radicale a vieții ei. Și s-a produs acel declic în care ea s-a schimbat radical și din acel moment a devenit cea cu puterea, care și-a găsit puterea interioară și, și acum la rândul ei ajută și pe alții. Vreau să spun că este nemaipomenit. Este. Aceste întâmplări, ca să le spun între ghilimele, că nu sunt lucruri reale, fapte care s-au întâmplat în viața oamenilor, te șochează uneori și stau și mă întreb, vorbeam cu tine într-un nu știu care emisiune și ai spus că ai două variante, ori prin suferință, ori prin dolce faniente. Ei, mulți poate că așteaptă, știu, schimbarea să vină, oare cum o fi asta? Sau așteaptă un șoc, ferească Dumnezeu. Da, sunt doar două variante, ori șoc, ori efort conștient. Fără efort, oameni buni, nimeni nu poate face nimic. Nimeni nu-ți pune un neuron în creier, nimeni nu-ți urcă energia în sigilii, decât tu. Și mai e încă o întrebare, apropo de urcatul și coborârea energiei în sigilii. Sunt momente în viață în care vrei, nu vrei, cazi. Cazi cu energia în sigiliu jos, așa. Nu știu. Începi să spui un cuvânt de frecvență înaltă. Bucurie, iubire, Dumnezeu. Și imediat începi să urci în afară. Deci asta este metoda. Asta este cea mai simplu metodă și la îndemână. În primele 7 secunde suntem stăpânul emoțiilor noastre. După 7 secunde emoția e stăpâna noastră. Uh-huh. De exemplu, ai picat, vezi o suferință sau s-a întâmplat ceva și ai picat. În alea 7 secunde imediat ai băgat un cuvânt Dumnezeu, iubire, că de-aia se spune Dumnezeu, Dumnezeu, că e frecvența cea mai înaltă. Cea mai înaltă. Iubire, bucurie, Dumnezeu, Doamne ajută, Dumnezeu, Iisus, ceva. În momentul în care spui, începi înapoi să ridici energia și atunci emoția aia nu te mai controlează. Uh-huh. Și dacă mai completezi cu o respirație? Da, deci atunci... respiri, respirație tot timpul ca să poți să oxigenezi creierul și creierul, amigdala ta nu mai intră în agitația aia. Hai, fugi, hai, agită-te, fugi, aleargă, uh-huh. Da? Se oprește. Asta e secretul, se oprește amigdala limbică, aia care secretă adrenalina asta pus de treabă, să oprește amigdala limbică și să pui ceva în loc. Un cuvânt de frecvență înaltă. Eu vă recomand cuvântul Dumnezeu, este magnific. Mă când spui Dumnezeu așa, să se ridică. Deci simți fizic cum se ridică energia în sigiliu. Așa este. Eu spun și am spus-o și o spun mereu acea rugăciune, rugăciunea inimii, care o rostesc și pentru mine și spun, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine și pe toți cei dragi ai mei. Și aici l-ai și pe Dumnezeu și pe Hristos și pe mine și pe toți cei dragi. Da, asta e mai mult 7 secunde, n-ai timp să spui. Vorbesc de schimbat pilon atunci. Da, da, da. Asta o spui seara când ești tu cu tine sau dacă vrei să schimbi ceva, e prea lung, n-ai timp.
uh-huh. bag ceva scurt, zâc, ca să poți ridica energia, ca să oprești amigdala. Ce mai important lucru? Primul pas e oprirea amigdalei și după aia vezi ce mai faci. Da? Ok. Ia când se duce încă o emisiune cu Niculina, iar s-am ajuns la cele 50 de minute care aproape s-au terminat. Pentru mine este pur și simplu fascinant când emisiunile mele se duc atât de repede ca timp, încât zic, Doamne, când am început acum și le-am și terminat. Da. Și eu aș fi vrut să mai ținem încă mai mult așa, să fim împreună mai mult, pentru că chiar pe lângă faptul că spui oamenilor lucruri simple pe înțelesul tuturor, pe lângă faptul că ajuți atâția oameni să-și ridice vibrațiile și să-și schimbe viețile și ceea ce s-a și întâmplat, ne ajut și pe noi. Marian poate că nu o să mai fie atât de frică de mașini, de accidente. Vă spuneam eu rândul trecut, îngeraj, cum se ruga, îngerașu meu, ce mi-a dat Dumnezeu, ajută-mă să ajung, de parcă. La început ziceam că face glume, dar în final îmi dat seama că el chiar are mai o frică, da. Să scăpăm și de fricile astea. Să scăpăm de toate fricile anului. Mâine procesate din trecut. Așa, să scăpăm de toate fricile în anul acesta, odată cu trecerea anului 2015 în 2016. Să scăpăm de toate, de tot balastru și de toate greutățile, de toate bagajele care le-am avut și care nu ne-au plăcut. Haideți să măturăm din viața noastră tot ce n-a fost plăcut. Și să ne dăm voie să fim divini. Să ne dăm voie să fim divini, da, și să fim mai buni, să ne iubim pe noi și pe ceilalți, să nu mai judecăm pe alții. E foarte important, foarte important acest lucru. Pentru că în momentul în care emiți judecăți și, cum vă spuneam, când arăți cu degetul către altcineva, trei sunt îndreptate către tine, deci până la urmă te acuzi, toate le acuzi și te acuzi și se întorc la tine. Și pentru că a fost un an, zic eu, bun, cu tot ce ne-a dat Dumnezeu, pentru că în viața fiecăruia s-a întâmplat câte ceva bun, cu siguranță. Eu, Niculina, îți mulțumesc din toată inima mea că ne-ai fost alături în cele 6-7, nici nu mai știu câte emisiuni am făcut anul ăsta, mai puține decât în ceilalți ani, dar oricum este bine că le-am făcut. Și, stimați mei prieteni, vreau să știți că hotărârea Niculina a fost și-a luat-o ca până în septembrie să nu mai facă emisiuni, tocmai ca să se ocupe de copiii și de familia ei. Așa că dacă vă veți mai întreba de ce nu apare pe sticlă, din motivul ăsta nu apare, nu din alte motive. Iar eu nu țin decât să-i mulțumesc încă o dată că, deși hotărârea a luat-o câteva luni în urmă, cu câteva luni în urmă, ne-a mai primit încă două emisiuni în casuța ei, aici unde totul e bine frumos și cu o energie pozitivă, ceea ce vă rugăm și să o aveți și dumneavoastră acasă prin intermediul nostru, care vă transmitem, pe care vă transmitem cu multă dragoste. Da. Niculina, te rog să te adresezi și tu. Dragilor, să aveți un an magnific. Dați-vă voi să manifestați acel Crist interior. Treziți-l în această perioadă a Crăciunului pentru a merge următorul an cu Cristul în față, cu Divinul din voi, ca un călăuzitor, da? Da. Cu drag să vă folosească. Și să împărtășim bucuria Crăciunului, a nașterii lui Iisus, așa cum spunea Niculina, în noi. Să trăim momentul Crăciunului, să trăim momentul bucuriei, a brăduțului, a sărbătorilor, a luminițelor, că și luminițele astea sunt ceva wow, sunt ceva, nu? Așa ca un copil, bucurați-vă ca un copil în jurul bradului. Și vă urăm un an bun, cu bucurii, cu sănătate, la mulți ani, tot ce vă doriți. Rămâneți cu 1 TV, sunt Gina Coșnete și mi-a părut bine că suntem de atâta timp împreună. Vă iubesc! Tare bine! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic.
tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.